Bună ziua! Bine ați venit la lecția 3 de matematică pentru clasa a doua din acest manual. Astăzi vom lucra paginile 16 și 17. Pagina 16. Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 100 fără trecere peste ordin. Despre munți. 1. Mergând în excursie la munte, Tudor a făcut la poalele muntelui 23 de fotografii cu stejar și, urcând spre vârf, încă 12 fotografii cu braz. Câte fotografii cu copaci a făcut Tudor în total? Cum vom proceda? Vom aduna 23 de fotografii cu stejar și 12 fotografii cu braz. Exercițiul este așa: 23 plus 12 este egal 35 de fotografii cu copaci. 2. Andrei a adunat 49 de conuri de brad. Cu 17 dintre ele a confecționat un obiect decorativ. Câte conuri i-au rămas nefolosite? A avut în total 49 de conuri. Dintre acestea scădem cele 17 pe care le-a folosit. Exercițiul este 49 minus 17 egal 32 de conuri. 49 este descăzut, 17 scăzător și 32 rest sau diferență. Ne informăm. Cele mai cunoscute forme de relief sunt muntele, dealul și câmpia. Condițiile de viață diferă de la o formă de relief la alta. De aceea, plantele și animalele sunt specifice fiecărei zone. Muntele este cea mai înaltă formă de relief cu aspect stâncos, plante abrupte, pante abrupte și văi. Lucrăm în perechi. Efectuează adunările și scăderile, apoi verifică prin adunare și scădere. 53 plus 41 este egal cu 94. Și acum verific prin adunare. 41 plus 53 este egal cu 94. Și prin scădere, verificare, 94 minus 53 este egal cu 41. 94 minus 41 este egal cu 53. 42 plus 30 este egal cu 72. Verificare prin adunare, 30 plus 42 este egal cu 72. Verificare prin scădere. 72 minus 42 este egal cu 30. 72 minus 30 este egal cu 42. 73 plus 5 este egal cu 78. Verificare prin adunare. 5 plus 73 este egal cu 78. Verificare prin scădere. 78 minus 5 este egal cu 73. 78 minus 73 este egal cu 5. 63 plus 21 este egal cu 84. Verificare prin adunare. 21 plus 63 este egal cu 84. Verificare prin scădere. 84 minus 63 este egal cu 21.
84 minus 21 este egal cu 63. 97 minus 35 este egal cu 62. Verificare prin adunare. 35 plus 97 este egal cu 62. Verificare prin scădere. 97 minus 62 este egal cu 35. Și verificarea prin adunare, am zis 35 plus 62 este egal cu 97. Încă o dată, verificarea prin adunare. 35 plus 62 este egal cu 97. 86 minus 20 este egal cu 66. Verificare prin adunare. 20 plus 66 este egal cu 86. Verificare prin scădere. 86 minus 66 este egal cu 20. 96 minus 4 este egal cu 92. Verificare prin adunare. 92 plus 4 este egal cu 96. Verificare prin scădere. 96 minus 92 este egal 4. 89 minus 56 egal 33. Verificare prin adunare. 56 plus 33 este egal cu 89. Verificare prin scădere. 89 minus 33 este egal cu 56. Ne amintim, pe panta unui deal au fost plantați 32 de puieți de copaci cu frunză căzătoare. Dintre aceștia, 9 sunt stejari, 7 sunt faci, iar restul mestece. Câți mestece ne-au fost plantați? Și aveți, dragii mei, un model de cum se lucrează această problemă. Iată, aici aveți modelul, da? Și noi mergem mai departe cu exercițiile. Nu are rost să vă citesc, puteți citi și singurei. Ne informăm. Dealul este o formă de relief mai puțin înaltă decât muntele, care se prezintă ca o ridicătură a scoarței pământului cu aspect de culme alungite sau cu pole rotunjite. Lucrăm! Lucrăm la pagina 17, aici. Exercițiul 1 calculează, apoi verifică prin adunare și prin scădere. 57 plus 38 este egal cu 95. Verificare prin adunare. 38 plus 57 este egal cu 95. Verificare prin scădere. 95 minus 57 este egal cu 38. 95 minus 38 este egal cu 57. 37 plus 37 este egal cu 74. Verificare prin adunare. 37 plus 37 egal cu 74. Verificare prin scădere. 74 minus 37 este egal cu 37. 81 minus 65 este egal cu 16. Verificare prin adunare. 16 plus 65 este egal cu 81. Verificare prin scădere. 81 minus 16 este egal cu 65. 98 minus 49, unde Dumnezeu v-a scris, este egal cu 49. Verificare prin adunare. 49 plus 49 este egal cu 98. Verificare prin scădere. 98 minus 49 este egal cu 49. 56 minus 27 este egal cu 29. Verificare prin adunare. 29 plus 27 este egal cu 56. Verificare prin scădere.
56 minus 29 este egal cu 27. 36 plus 29 este egal cu 65. Verificare prin adunare. 29 plus 36 este egal cu 65. Verificare prin scădere. 65 minus 36 este egal cu 29. Sau 65 minus 29 este egal cu 36. 67 minus 39 este egal cu 28. Verificare prin adunare. 39 plus 28 egal 67. Verificare prin scădere. 67 minus 28 este egal cu 39. Exercițiul 2. Problema 2. Află numărul cu 38 mai mare decât 48, 29, 37, 56. 38 plus 48 este egal cu 86. 38 plus 29 este egal cu 67. 38 plus 37 este egal cu 75. 38 plus 56 este egal cu 94. Problema 3. Într-o livadă sunt 71 de pomi fructiferi. Dintre aceștia, 16 sunt meri, 19 pruni, iar restul sunt peri. Formulează întrebarea, apoi rezolvă. Mai întâi trebuie să aflăm câți meri și pruni sunt. Și vom aduna 16 meri cu 19 pruni și ne dau 35 de meri și pruni. Exercițiul. 16 plus 19 egal cu 35. Următoarea întrebare. Câți peri sunt? 71 de pomi fructiferi minus 35 de meri și peri este egal cu 36 de peri. Dragii mei, vă mulțumesc pentru participare. Dacă v-a plăcut lecția, vă rog să lăsați un like. Și pentru că este un canal gratuit, ca să putem lucra gratuit în continuare, am nevoie de foarte mulți abonați. Așa că vă rog să vă abonați și să le spuneți și prietenilor voștri despre acest canal. La revedere!